Imobilul din microraionul numărul 6, unde a funcționat Universitatea Valahia, iar în ultimii ani judecătoria, este pregătit în aceste zile pentru a primi elevii de la școala gimnazială Tudor Vladimirescu din Târgoviște. Punem la dispoziția educației târgoviștene 38 de săli de clasă. Este vorba de un complex de lucrări prin care vom asigura o locație separată pentru ceea ce înseamnă unitățile de învățământ care sunt relocate. În primă fază, această facilitate va fi oferită școlii Tudor Vladimirescu din mai multe considerente. Pe de o parte, discutăm de unitate de învățământ din microraion numărul 6 și vrem ca elevii să nu mai fie împărțiți în multe zone, în mai multe zone din municipiul Târgoviște. Pe de altă parte, cele 38 de sări de clasă asigură relocarea integrală aici, într-un singur schimb, a școlii Tudor Vladimirescu. Din cauza problemelor de la structura de rezistență s-a refăcut proiectarea, fiind imposibilă finalizarea investiției de la școala Tudor Vladimirescu până la debutul anului școlar. Unitatea de învățământ sau proiectul suplimentar sau refăcut este în acest moment în licitație. Este imposibil să se finalizeze lucrările până la începutul anului școlar, absolut imposibil, însă pentru perioada în care copiii nu vor învăța în locația școlii Tudor Vladimirescu, această locație va fi pusă la dispoziția unității de învățământ. Ulterior, în funcție de necesități, autoritățile anunță că vor înființa în această locație o unitate de învățământ distinctă.